Da. Deci bixtonim la microonde să face praf și îl prizezi. Da, bun. Doamne, bună dimineața, Dumnezeu. Și bine ați dat click educație. La un nou episod din cel mai podcast epic. Începem cu un life hack despre cum să tot dai grav de tot cu droguri disponibile în farmacii. Fă ceva să nu mai poți să iau bixtonim când ni se înfundă nasul copilului. Serios, faceți vreo manțocărie să zică aia, păi au zis băieții. Special de azi, The Sonic Taste au venit să ne spună despre ce înseamnă să fii rock and roll. Ciao, boys. Salut. Bine ați venit. Apreciez că a zis cu The... Da. Am fost atent, nu, că dacă ar fi să alții ca în The Social Network, când a venit șeful ăla și a zis la Zuckerberg, lose the the. Știi? Lose the the. Nu, păstrați-l. The Sonic Taste, gustul Sonic. Apropo de gusturi în muzică, ce părere aveți despre piesa lui Guță despre PSD? Se știe, n-aveam cum să începem cu altceva. Că trebuia întrebat rockerii despre manele. Am ascultat-o în mașină. Da. În drum spre coace am ascultat-o. Ce de câte ori? O dată. Înfiorător. Dar refrenul ăla e foarte bun cumva. E mega catchy. Îmi pare rău. E singurul care a zis-o. Eu eram în altă parte a acestei Europe când am auzit piesa. Eu n-am ascultat-o încă. Și vreau să nu beau ascultat singur. Cu ea ca și... As you feel it. De la stomac e sănătate curată. Când vii la Cluj și îți dă cineva pălincă, nu-ți dă stembete, îți dă să te repare prima dată. Hai să încerc. Deci e esența de la ketamina de care se vorbește. No, bun. Druidu, eu pe Bob nu l-aud în căști, l-aud doar pe viu. Are legătură sau nu avem noi destule mațe aici ca să se facă chestiile astea? Eu i-aud pe băieți. Ia numai tăceți un pic. Nu mă aud în cască. Mă aud numai... N-am umblat la nimic. Noroc, bine ați venit. Hai să refacem oamenilor cunoștință cu fiecare dintre voi în parte. Baby Jesus, Mircea, eu zic. Baby Jesus. Se aude așa. Baby Jesus. Mircea Petrescu. Pentru că Petrescu. După cum puteți vedea. Ok. Atât s-a putut. Mai că și Baby Jesus avea barbă și plete, da? Exact. De aici. Bine, de aici numele. Deci, știu, ai zis că ești cu stomacul sensibil. N-ai cum, frate, te-am ascultat cântând, mă. Eu mă mir că ești cu gâtul bine. Deci lasă stomacul. Nu e problema, mi-e foarte frică pentru că mă activez de la atât. Și nu cred că aveți destul. Știi situația cu deschiderea supapei? Da. Aia. Eu așa că dintr-o stomacul. Hai că îmi face să fie bine, da, să mă, nu deci fie rău. The Sonic Taste. The Sonic Taste. Welcome the Sonic până Taste. Când v-am dat follow pe Instagram de pe 5 conturi, ceea ce v-a crescut. Ceea ce mulțumim. Dăm înapoi. Stai că mi-a... V-a crescut cu vreo 10% mulțumim. Numărul de followeri. Și revenind la subiect, ce mi se pare mie impardonabil la Nicolae Guță și așa, imnul PSD-ului, e, după cum a spus și Cristi ieri, Cristi Ilișoan, producătorul lui Bravo, păi o manea slabă. Deci, asta e rău. Nu că e dedicație pentru PSD. Aia înțeleg, că maneliștii fac dedicații la toți infractorii. Ar fi culmea să nu facă la PSD. Încă a venit târziu dedicația. Deci au făcut la toți interlopii. Se vede tot. Că e de buget. Adică și a fost cea mai ostentativă parte. A fost low cost? Low cost. Și nu e lip-synced. Ai văzut că... E desincronizat e puțin, da. E delay. E rău. Să mă uit. Trebuie. Deci la primele... Trebuie. Asta cu desincronizarea, la primele m-am uitat și... Îți dai seama prima dată, am zis, bă, ce făcătură. Ăla cânta ceva și cineva i-a pus în gură. Numai la jumate m-am prins. Stai mă că ăștia pe bun nu da bani. Da, din cauza pe faptului producție că... e rău de tot, pentru că a făcut-o la ceva green screen. Da. Efectiv stock footage cu PSD-ul. Luat, posibil să fi luat chiar de la Recorder sau de la alții care au făcut reportaje. Cumva încă au face. Cropuit imaginea să nu se vadă logo. Da, dar rău cineva din toată partea. Încă face pe green screen, pe cromă. Ei, dacă aveau bani, făceau cu Dani Mocanu. Și aici mă gândeam, cine ar fi cel mai indicat să facă? Care ar fi cel mai potrivit manelist să Dani facă? Dani Mocanu e cam împotriva sistemului, dacă îmi permiți. Da. E cam asta punk acolo, știi? Că l-au arestat pentru prostituție. Așa zic, l-au legat pentru prostituție. Ceea ce e... Și are banderola aia cu țigani infractor. Te ia pentru prostituție muzicală? Nu muzicală. Clasic. Ok. Știi cine cred că ar fi? Edi Talent. Știi că el e cu toate trendurile, așa? E băiatul cel mai mic. Da. Și el toate clipurile face în studiul ăla acolo. E foarte confortabil. Nu se murdărește cu și despre Kendamul, despre... Știți? Nu știu. Ăla pitic? Da, ăla pitic, da. Îl știu, dar nu știu că e așa. Practic, ia cei pe trending și face manea despre asta și e foarte on topic, cumva. Aha. Da. Adică e manelistul modern, cumva. Da. Dani Mocanu e mai punk. E anti-sistem, bă, mă legați. Și ăsta merge cu valul. Iar Guță
E lăutar de cârciumă, de gurjului, adică nu e... E puțin, da. E puțin low cost și... E low cost. E low cost. Da, da, uite. Sunt lăutar de cârciumă care l-a omorât în momentul ăsta, că nu, știți frate. Unde e ipocrizia? Stați, mă, guțe pentru publicul PSD, pentru ăla mai îmbătrânit. Nu, nu că nu vorbim așa pe despre asta. Exact. Știi? Că Dani Mocanu e pentru, iartă-mă, pentru ăștia tineri. Ok. Guțăi cu generația mai veche. Da, e pentru un... Da, 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 pentru un cash. Ah, ce bune asta, da. Manele a doua, pentru treia, manele acolo. Pentru unchi. Exact. Bună. Ipocrizia e ce a făcut el, adică are păreri despre chestia asta fără să fi văzut clipul. Nu, și dar fără știu să așa de bine. Maneaua. Îl știu așa că... de bine pe Guță și știu așa bine clipurile lui Guță aici, încât pot să. Puțin ai dreptate, mă uitam la clip și avea 85.000 de vizualizări. Și ieri pe Facebook erau cel puțin 100.000 de păreri despre asta. Deci sunt cel puțin vreo 15.000 de oameni care doar au auzit despre asta și s-au indignat așa la mâna a doua. Știu, de acord. Fără să de acord, dar dreptate, are dreptate Mihai. Bă, și mai mult ascultat. Decât atât, ce? Pentru că Maneaua o reiei. Ah, da. Și muzica în general o tot reiei în YouTube. Are al dracu ăsta refrenul. Bă, refrenul e catchy ca linie. Vorbele. Bravo, Mihai. Și vorbele de o dracu de căcat. Este... E de când e lumea așa funcționează la Manea. E ritmul simplu. În facultă am avut noi un regretat prof care venise să ne învețe muzică din Germania. Iosif Herzea făcea muzică instrumentală. Genul de om care la 70 de ani încă el crea muzică pentru spectacole. Și el vorbea de niște chestii organice în muzică. Și de ce Maneaua aprinde? Dom'le, e organic cumva, funcționează pe niște ritmuri simple de omul da niște explicații repetitiv, da. Cu pulsat, cu foarte... Intuitiv tot. Da. Am avut nuntă mixtă, jumate francezi, jumate români. A venit la un moment dat un manelist, francezii rupeau. Francezii fiind și foarte... Nu, Doru sunt Mărean, dar nu-i numai manelist. Mă rog, cântă într-un local de manele, dar cântă și manele și țigănească și etno și de-a lui Tămaș. În fine, rupeau francezii pe manele. De altfel, francezii fiind foarte relaxați și oameni foarte ok, au dansat de la început. Românii stăteau mult pe margine și comentau. Nu le plăcea aia, nu le plăcea aia. Tipic la noi, știi cum se întâmplă. Francezii au dansat în continuu și chiar m-am gândit, bă, dacă ar fi fost români, mulți dintre ei n-ar fi dansat pentru că știau mesajul, știau că alea-s manele și era chestia aia și de statut că voia să fie o nuntă foarte cu ștaif. În schimb, francezii au rupt, pentru că nu era... Nu știu nicio treabă. Se bucură. Da, se bucură de ritmuri. Și atunci îți dai... Acolo. Exact. Atunci îți dai seama, avea dreptate proful. Nu contează, că noi, exact cum ai zis, Dragoș, te gândești la mesaj. Ah, pula mea, nu mă ridic să zic că lumea... Tot ce știm despre background-ul manelelor și așa. Nu, frate, aia s-a ridicat organic. S-a ridicat organic, era un ritm simplu, repetitiv și ai dreptate de faza cu refrenul. Și la refren, stai, la ascult. Îmi pare foarte tare că noi acum... Cred că o să pierdă din like-urile de pe Facebook. Bă, eu v-am dat like, am crezut că sunteți rocker. Se poate juca. Asta, da, cum să greu. Dacă se scapă un păr, un ceva, se poate spune. Da, oh, deci o să ne dai. Dar știi ce e bine? E bine că am scăpat de întrebarea clasică. De ce suntem sataniști? Adică e ok. Ai fi crezut că am scăpat? Dar nu, că am văzut-o, că ați explicat la între show-uri și am zis că nu mai repetăm. Cel mai bine. Plus că nu mai știm să mai explicăm încă o dată. Întrebarea mea e... Spune. Am auzit că vin rocker, nu vă știam, nu știam că despre voi este vorba, nu v-aș întreba cum e să fii satanist, v-aș întreba cum e cu cafeaua de autor, cu cafeaua de specialitate, adică mai mult a hipster arătați, nu vă supărați, da. Jumate dintre voi cel puțin. M-aș fi supărat, dar adică mai mult despre partea aia. Despre partea ritmică? Da, decât despre Ron Parkin cu vodka. Da. Serios. Îți vine să-l întreb unde am mâncat un avo toast bun. Da. Dom'le, pentru cei care nu vă uitați, trebuie să cereți în explic, trebuie să cereți jos la comentarii. Poți să fii rock and roll? Nu așa era întrebarea. Răspund eu, da. Stai un pic, nu-i băga răspuns în gură la tipi. Nu, poți să faci rock and roll fără să fii rock and roll, adică voi arătați rock. Dar se poate să arăți ca și Bob cu sweater, să lași copilul la grădiniță și să faci rock după masa? Sau îți trebuie tot stilul de viață ca să-ți iasă bine? E foarte greu. Mai întâi trebuie să spunem ce înseamnă rock. Adică ar trebui să cădem okay, așa de acord că să fii rock înseamnă adică să fii așa. Cum am așa, fost așa. Eu în turneu vineri seară și am consumat droguri și ne-am îmbătat și am vomitat pe marginea drumului și am zis, bă, ce rock and roll-ul chestia asta. Vezi, lumea asociază chestia asta cu rock and roll. Deci asta e rock and roll sau nu? E și asta, să nu ne mințim. Clișeul ăla cu sex, drugs and rock and roll. Da, la mine scrie sex, drums and rock and roll. Ei, l-am văzut. Adică atât de hipster. Și la tine, Mircea, unde scrie voice?
Nu, nu scrie. Nu scrie, vă, acolo e, e la cos. Rock and roll. Să fie rock and roll, cred că, din punctul meu de vedere, este să poți să-ți păstrezi o coloană vertebrală indiferent de tentațiile de pe parcurs, să știi să-ți o dai la dinți, să ai o reputație proastă, dar acasă să fii cel mai bun. Cel mai. Okay. Hei, așa e moșul cu sfeterul, vezi? Mulțumesc. Reputație proastă, gen de badass? De bad boy? Da, în principiu aia ar trebui rebel? Să fie. De rebel, da. Aruncați televizoare pe geamuri? Am făcut-o și pe asta. Bravo. Până acum, după normă. Există așa un fel de avut... bucket list de tot ce trebuie să faci. Bun, am aruncat asta pe geam, bun, am mers cu autobuzul, groupies. Da, da. Spart geamuri, bătăi. Așa. Ok. Luat note proaste, dar să fii... Da, să la nu fii, asta. Să nu fie la prost, adică nu... Numai puțin! N-am, la fizică am luat 10, numai să știți, dar la portare am luat 4! Aia, aia dracu! Exact, exact. Aia, cred că e definiția perfectă. Vezi, mă, moșul, am fost exmatriculat disciplinar. La 4 la portare. Știi, să fii mereu antisistem, să... Bă, da. Nu spui tu mie cum să fac. Da, las cât, da. Bravo! Aha. Bun, dar acum în postmodernism, în postmodernismul muzical, nu mai nu sunt mai toate regulile astea, că nu mai... fix pe clișeul ăla de rockeri. Nu mai sunt rockeri așa, dar trapperii sau hip-hopperii sunt curmați de același film. Adică, aha, după cum știm, Post Malone are piesa rockstar. Aha. Adică definiția de rockstar e rămâne pământenită aia. Bine. Pe aia nu mai scoate nimeni, nu o să fie rapstar. Are și Cypress Hill, you wanna be a rock superstar. Da. Deci, plus că dacă voiam să fim mega true, nu aveam Instagram și nici Facebook. Și nu erați pe Spotify. Nu zici exact. Tu rău. Ar fi trebuit să fie aia, concerte, live, chitări, ploaie, exact, boost to exact. Goal, chitării date în ei, știu, dar nu, că trebuie să fii și nu mai stângi cu ochii în telefon toată ziua, așa că... Da, toți o faci. Trebuie să ții pasurile cu lumea, pasurile, cu lumea asta. Da, nu poți să mai barz ca înainte în beciuri ordinare și să aștept să dea peste tine un producător de la Sony Music să spună, mamă, ce marfă sunteți, cum vă cheamă Nirvana, hai să vă produc eu. Nu mai, s-au dus vremurile alea. Și trebuie să fii... Da, starul se descoperă pe YouTube. De-aia am venit la vult, cu Justin Bieber, da. Corect. Ce Bieber de pe YouTube o pornim prima dată? De pe fucking YouTube? Pe YouTube l-a văzut cineva. Și Motans, la fel. Ah, iauzi. Motania, ăștia noștri tot pe YouTube? Și că i-a văzut cineva pe YouTube și a zis... Ha. Carla Dreams. Da, dar mai e. Așa că i-a adus. Deci asta lui cu place foarte tare Justin Bieber. Da. Da? Și mie. Serios. Câteva piese, mai do like. Mă... Câteva piese... Muzical nu știu să mă pronunț, nicio. Dar... Nu, are una, dar nu e ultima. Probabil e penultima, aia vorbită. Mai mult vorbită decât cântată. Mircea, trebuie să știi, pentru că... Lui place foarte tare Friends, parcă? Îmi plac toate alea produse de Skrillex. Așa. Că a avut la un dat piese produse de Skrillex care, din punct de vedere al producției, sunt impecabile. S-ar putea una din aia să fie la care fac referire. Let Me Love You, filmată pe o insulă din Grecia, da, în Santorini. Aia o știu. Foarte mișto. Și Sorry asta de care zici, s-ar putea să fie de... Na. 3 miliarde de view-uri. E... Bun, ăstea. Dar ăla de la început, nu știu dacă el își făcea treaba, dar undeva toată media, dar vorbesc aici de social media, cumva erau pe el. Bă, de la meme, de bătaie, de joc, de la freză, de la mișcarea cu freză, la... toată lumea lătra. Dar lui creșteau view-urile și fanii și totul. Da, asta deja e rețetă clasică. Eu am prins fix perioada în care a apărut el cu prima lui piesa aia cu Baby. Da, așa. Și eram în Anglia atunci, stăteam cu niște fete în casă. Erau colege, nu... Da, așa. Deci ele au fost... Asta în... anticipează următoarea întrebare despre grupii și despre... Da, și ele erau foarte entuziasmate de Bieber. De așa, Bieber, deci nu aveau nicio treabă cu... Pentru că după cum știm din lumea politică, omul uită. După 6 luni de zile, tot hate-ul care a fost peste tine și te-a necat și te-a înjurat și... Păi 6 luni lumea a uitat. Se șterge. Da. Bun, concluzia e că în 2019 sau, mă rog, în ultimii ani, dacă vrei să fii relevant, trebuie să ieși din zeama ta, să scoți nasul de acolo, chiar dacă ești rocker, te mai și la alte genuri muzicale, urmărești muzica. Pentru că poți de acolo, nu, să preiei chestii. Ai zis foarte bine, să fii relevant, da.
Cam asta trebuie să faci. Da, nu am putea, adică bine, noi avem și background-ul ăsta de ascultăm Beatles, Rolling Stones și așa mai departe, că e și normal, am crescut cu asta, dar... E lector obligatoriu, într-un fel. Da, mi se pare foarte ok să fii în ton cu muzica de aia, să știi exact ce se întâmplă prin industrie, că așa îți păstrezi open-mindedness și... Păi, acum e în ton să fii la curent cu toate, pentru că ți se întâmplă toate concomitent și ți apar pe telefon, hei, ai auzit despre asta... Da. Care s-a întâmplat acum 5 minute și dacă zici nu, te simți prost. Cum te simți, te simți pe tine afară. Am sesizat chestia asta înainte, pentru mine cel puțin, era o mândrie că mă întreba, bă, tu ce muzică asculți? Și eu, pentru că ascult enorm de multă muzică variată, de la Cicăria la Notorious B.I.G. și era marfă că mă simțeam eu special, zic, bă, ascult și de aia și de aia și de aia. Acum că mă întreabă cineva, tu ce muzică asculti? Păi ascult și de aia. Da, mă, da, cu toți ascultăm o salată acum. Da. Zic, ascultă foarte multă muzică. Da. Și mă enervează că nu mai sunt eu așa special. Nu mai special, da. Gândeam... Știu câtă muzică știu, dar nu mai e hook-ul al meu, știi? Era că my thing, știi? Că le ascult pe toate. Ziceam Mircea mai devreme că ascultăm și Beatles și Rolling Stone. Mă gândeam la tipii care au zis Bob, care arată ca un unchi. Apropo de discuția cu unchiul mai devreme în pullover. Nu știu câți dintre voi mai ascultați muzică la CD. I'm sorry. Eu. Mașina mea e veche și fiind veche, am în maxim ce s-a putut face upgrade la mașina mea, e CD player. Deci n-am de-astea cu Bluetooth, cu știu, I don't care. Dar știi ce poți să spui. Oh, wow. Da, e că a explodat ăsta mic în urechile noastre. E ok. Am ascultat săptămâna trecută un album Beatles. Mai departe, că... Un album Beatles pe CD. 26 de piese. Wow. Nu glumesc. 26 de piese. N-aș vrea să greșesc, nu știu, dar 26 de piese. Și nu era Beatles Greatest Hits să faci o... Nu, unul dintre albumurile lor... 2 minute 30, maxim 3 minute. 3 minute, 26 de piese, mă. Look at that. 26, bine, bă. Dar e un paradox, pentru și că... Și era așa, Rolling. Attention span-ul în ziua de azi e mult mai mic. Te-ai fi așteptat ca atunci, adică... Să fie piesele mai lungi. Piesele să fie fost mai lungi. Mai lungi și acum. Dar am fost happy când am 26 de piese. Diferența... În ziua de azi e că mulți sunt și pe Spotify care te plătește pentru o ascultare și dacă piesa e mai scurtă, poți să-i dai repeat de mai multe ori și să câștigi mai mulți bani. De asta acum tind să devină mai scurte ca să facă mai multe ascultări. Ce urmează în muzică? Vines-urile de 7 secunde? Posibil, jingle-urile. Ar trebui să rupă pe Vito. Întotdeauna a fost rețetă de piesă pentru radio. A, da, radio edit-ul. Adică afară de Steroidul Heaven și Bohemian Rhapsody. Da. Okay. Am văzut film. Partea în film. Cum partea să faci piesă film, de 5 minute? Cine te ascultă? Nu, te dăm afară, ne luăm noi pe al nostru. Iar Stereo to Heaven a devenit celebră ca să aibă DJ timp să iasă să fumeze. Serios? I swear to God. That's cool. Da. Că da, 8 minute. Își faci țigara, ai dat play, știi că te duci până intră la cutoba, deja s-a prins pe a doua. Mă gândeam că e construcția, că tot crești, nu, la universitate și că... Cumva, sindicatul DJ-ilor a cerut o piesă lungă, da. Așa a devenit ea celebră pentru că o puneau aia în heavy rotation ca să iasă să fumeze. Incredibil că zice piesă treaba asta, tu știi că avem am la evenimente, există momente în care se uită DJ-ul la tine, întreb care e treaba, Bob, trebuie să dau ceva că să mă duc, du-te, frate, și pune selecția de 12 minute a lui Tămaș. E voilà. 12 minute, jocul ăla de Ardeal. Ies băieții, mănânc aperitiv, trag o pipă scurtă, pișu dacă n-o băut mult, se întorc înapoi exact când o termină și trece la următorul gen muzical. Da, că ziceați de muzică, eu... De petreceri de astea mai... Mai știi că aveam o glumă despre genul meu preferat de muzică, e Best Of. Best Of. Da, e ce-mi recomandă Best Of. E bun. Vezi? Pe noi le întreabă lumea, și când o să scoateți un album? Ne-am scos două piese până acum. In Your Eyes In Your Eyes și No Surprise. No Surprise fiind cea mai recentă de la noi, cu clip filmat. Nu puneți botul la ce se întâmplă clip. Nu s-a băut atât de mult. Nu, tot a fost serios. A doua zi ne-am dus la muncă. Hei, și te lasă, nu nimic, să fac, hey, așa. Okay. E rock and roll. Chiar asta e imaginea de rock. No Surprise, care e și scris greșit cu Z, dar am văzut că dacă și Aerosmith are piesă No Surprise cu Z, putem să facem și noi, adică dacă pot aia, nu putem noi. The Glorious Bastards. Da. Exact. Și da, ne întreabă lumea, de la prima piesă de la In Your Eyes, ne întreabă, și când scoateți album? Și noi nu mai avem un plan targetul ăsta, în 2019 să mai scoți album, e un... Am auzit treaba asta anul trecut la o conferință. Da, nu mai rentează atât de tare. Când scoateți un album de pe care să ascult doar două piese? Păi da, dar Macanache are vreo 5 până acum.
anul ăsta. Da, dar nu le-are pe toate în format fizic, nu cred că le-are. Nu, 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 nu. Pe Bandcamp și nu știu pe ce platformă, dacă mai este. Și el zice, păi la un moment dat o să facem un best-of, toate piesele pe care, toate single-urile pe care le vom scoate, facem un best-of, eventual cu vreo două bonus tracks-uri, ediție limitată pe vinil foarte scumpă pentru fetișul meu și al lui să avem vinil cu noi și acasă. Și ca să ne scoatem și bani. Mi se pare, mi se da, pare. Da, trebuie. Adică, da, așa o să se numească, Best Of. Primul album. Da. Da. Mi se pare, da. O greatest hits. Da, 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 da. Hey, why not both? Best of the greatest hits. Wow. Așa-l de deci la asta n-ai cum să-ți spune. Best of the greatest hits. Era o trupă The Band, cred că îi spunea, care a scos o colecție cu cele mai mari hituri al lor și a spus The Worst. Curajoasă abordare. Yeah, 72, de-abia se făcea muzică. Da. Era... Tocmai se inventase psihologia inversă și au zis că hai să profităm la care, de asta. Pe da. Care ne-am gustat-o nou, când au ajuns prima dată Mirc la noi, de toată lumea avea, majoritatea aveau nickname-ul ăla de pe Mirc, îl aveai psihologie inversă. Că, și când te prindeai... Mamă, atât de bătrân suntem să îmi bag. Ce mă bucur că suntem, că plecam. Deci îmi luam sfetul, îmi luam jerseu și plecam. Ok, cu dublu sens, că puteam să mă refer doar la mine și la el, așa, doar partea asta, să nu vă inclui și pe voi. Da? Ați trecut de 30. Nu pot să cred. Da. Pe acolo sunteți. Și avem doar două piese scoase. Îți dai seama, după 30 de ani am scos două piese. Da. Am făcut 40 și n-am niciuna scoasă. Da, dar în formula asta de cât timp sunteți? De un an. Formulă, că atunci, sunteți prieteni așa de o viață. De vreo 15 ani suntem prieteni. Uh-huh. Suntem prieteni din cartier, am copilărit împreună, mă rog, cât de cât împreună, că o luam pe cărări diferit oricum. De la droguri, de la droguri. Da. Păi da, că era, au fost și vremurile în care, numai după freze, Baby Jesus era cu un alt grup, da, de exact. Pletoși, tu... Păi stai că eram și eu plătos. Ești tu plătos. Așa ai făcut-o. Timp am renunțat că era prea cald. Că vorbeam de Macana, că l-am amintit, și mai devreme vorbeam de transcenderea dintr-un gen în altul. Ultimul concert la care am fost la Macana, aici în form, mm-hmm. Bă, super rock. Era cu The okay. Putres, da. Dar l-am mai văzut cu The Putres și cânta variantele normale de album. Bă, acum foarte pe rock și pe instrumentale de rock. Și Carla's Dreams la fel. Live este mega rock. Se cântă mai bine decât 80% din trupele de underground de la noi, Carla's Dreams. Și Antonia. Mai țin minte că eram în mașină la un dat și ascultam un radio și era Antonia live și era toba aia mare și cu distorsia. Da. Wow. Se auzea o tobă mare. Da. În rock românesc nu există tobă mare. Noțiunea de tobă mare nu există. Adică bine, există. E mixată prost, da. Care e toba mare? Premierul? Care te face să te miști. Nu cealaltă. Aia. Da. Aia, de jos. Da. Seven Nation Army. Exact. Exact. Ce toate referințele. Da. Nu, da, nu am dus la clasici. Foarte rog. Ăla-i kick? Kick, da. Kick drum. Kick. Da. Okay. Ce vreau să vă întreb? E la fel de rock and roll la repetiții? Pentru că eu îmi imaginam că voi făcând repetițiile sunteți acolo cu Mihai, vino mai repede cu basul ăla. Hai, încă o dată de la început. Prost, genial asta. Exact. Și l-auzi în piesă, deci pagă tot. M-am gândit, mă, numai mie mi se umflă venele pe gât. Nu tot, l-am cunoscut acei pe Mircea. Nu e bine, numai puțin. Un tempo mai sunt. Sau cum se zice, că asta știu din film, cu Not My Tempo. De obicei bag vocea lui Michael Jackson ca să nu-mi distrug curzile vocale. Mihai, mai ușor cu premier. Mihai. A venit pizza. Sau la Bigis. Sau la Bigis. Mai ușor. Da. Nu, la repetiție. Era la repetiție, da. Cu grupis, cum se confirmă legenda aia. Vin să țin după voi, Sky... Păi, viața de... Nu, mergi, ai încredere în el. Deci omul din start o știu. Hai, nu, vorbesc, știu, așa face. Vorbesc cu Baby Jesus și așa mă întreba face. Asta pe mine. E țigan, mă pune pe mine în aintare. Zi tu. Și teoretic ar trebui, știi, ca și frontman. Lead singer, frontman, toată lumea. Asta o știu de la band-uri când vorbesc. Ce fac băieții? Păi toți sunt în față și noi în spate la percuții, ultimii, căștile pe urechi, paravanul de sticlă dacă e nebun, e mare cu noi. Bă, noi nu ne fute nimeni de cap. Noi avem alt setup pe scenă, fiind trupă de doi și cu doi sessions musician cu care plecăm în cântări, noi doi suntem în fața scenei și ei? Ce în spate, dar e toba în față la noi. Deci tu ești cu toată toba, ești acolo în buza lor. E la fel de solist ca și mine. Da. Despre asta e vorba. De aia, au zis bine, ne-au făcut mine. Hai, vorbesc cu Baby Jesus. La fel de solitar. Plus că nu cânt cu vocea decât pe No Surprise, unde e pe zbierat și la zbieratul mă lasă să zbier. De cântat nu mă lasă, adică nu vreau, nu. Am motivele mele. Și îl ascult, că se pricepe să compună piese.
Eu știu să bat toba și să agăs după... Și ca să ne întoarcem, că am făcut-o colo ăsta ca să ne întoarcem. Da, 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 da. Și apropo de droguri și sex, cântecele de dragoste, cine le scrie? Băi, dar nu avem cântecele de dragoste. Răspunsul este... De mână. Împreună. Așa, așa, așa. Bun, despre asta e vorba. Da, la nu. Dar acum că zici de China, mi-am adus aminte, ne-a răspuns BBC la mail. BBC. Radio. Am trimis piesa In Your Eyes. Ok. No surprise, încă n-am avut răbdare, nu răbdare, timp să o trimit. Și ne-au dat un mail în care ne-au spus vă că... Vă sunăm noi. Că au ascultat piesa, deci aparent există niște gagii care sunt plătiți să asculte ce trimit alți fraieri. Și au zis, e un început, nu e garanție că intră în difuzare, dar dacă intră o să vă anunțăm. Dar am primit mail de la BBC pentru piesa noastră. Pentru că vocea lui sună ca și cum ar fi din afară, adică poate să pară un pic de aroganță, și în nota dar am asta... încredere în vocea lui oricând, oriunde, la orice oră. Păi poate să fie, că nu mai știu trupe românești să fi fost difuzate pe BBC, nu? Nici noi încă n-am fost difuzați. Dar bun. Cred că fix acolo a fost hook-ul, că el are o dicție foarte bună de engleză, piesa e mișto și atunci a fost suficient de interesant pentru ei că să răspundă. Să nu pară că suntem din România și vorbim engleză cu accent rusesc. Da. Mm-hmm. I love to speak English with Russian accent. Oricum, dacă intră pe BBC, scăpăm de creditele. Creditele făcute? La revedere. Și faceți revedere. Cu atâta succes. Și în nota asta optimistă trebuie să întrerupem ca să se facă chestia la cameră și să se pornească iară. Deci doar prilej cu care, un minut de pauză luăm. Ce faci, mă? Mai bagi?